Cei doi candidați la șefia NI au solicitat să treacă în mod repetat testul poligraf, acuzând falsificarea cu rea intenție a primului test. Solicitarea a fost respinsă însă de membrii Consiliului de Integritate. Teodor Cârnat și Victor Strătilă au spus că vor contesta decizia deoarece le-a fost știrbită reputația. Consiliul Național de Integritate era obligat să ne satisfacă cele noastre prealabile și să recurgă la dreptul nostru la apărare, adică la permisiunea de a face testarea repetată. Eu personal nu renunț la libertatea mea de gândire și voi continua mai departe să-mi apăr drepturile în instanța de judecată. Sincer să vă spun, eu am rămas profund șocat de rezultatul ședinței de astăzi. Nu am așteptat că acest Consiliu, care se vrea să fie unul integru și care respectă principiile de activitate ale Autorității Naționale de Integritate. Președintele Consiliului de Integritate susține că legea a fost respectată, iar cei doi nu au susținut proba la poligraf. Acei candidați care n-au susținut probe de poligraf nu sunt admiși în procedura de adoptare a decizii privitor la numirea în funcție a președintelui și vicepreședintelui. Conform probii de poligraf, ambii candidați nu au susținut aceasta. Consiliul de Integritate s-a condus cu strictețe în baza legii privitor la ANI, care prevede că nesusținerea unei singure probe este motiv suficient pentru a adopta hotărârea respectivă. Cârnat și Strătilă sunt siguri că testul la poligraf a fost trucat, iar despre rezultatele acestuia se cunoștea din timp. Concursul pentru funcția de director al ANI durează aproape jumătate de an.